Bine v-am regăsit, pasionați ai istoriei, sau mai degrabă a enigmelor istoriei. Și dacă ar fi să țin cont de cum zice un erudit cercetător român, profesorul Sabin Adrian Luca, peste 90% din istoria noastră ne este necunoscută, undeva sub pământ. Prin urmare, toate dezvăluirile care vor apărea în această nouă serie de emisiuni vor apărea, evident, ca o formă de mistere, ca o formă de enigme, în primul rând pentru că sunt necunoscute și interpretările pe care le dăm noi în momentul de față sunt absolut în premieră și inedite. Vreau înainte de toate să vă reamintesc de revista Evenimentul Istoric, o revistă cu foarte multe subiecte interesante și e bine să o aveți ori în mașină, ori prin bagaje când plecați în perioada asta în concedii, pentru că indiferent ce vă pasionează, cu siguranță veți găsi aici ceva de citit. Revenim la o primă serie de emisiuni dedicate preistoriei, probabil perioada cea mai puțin cunoscută și marginalizată de pe aceste pământuri, cu un profesor special. Este un cercetător absolut dedicat meseriei pe care o face, un om pe care am onoarea să-l cunosc și am onoarea să-l prezint. Este profesor universitar dr. Sabin Adrian Luca, directorul general al Muzeului Național Bruckenthal, care în zilele acestea pregătește o surpriză frumoasă celor pasionați de muzee, de cultură, de artă. Iată niște cuvinte absolut inedite într-o perioadă a analfabetismului funcțional. Iată că Muzeul Național Bruckenthal împlinește 300 de ani de existență, unul dintre cele mai mari și importante muzee din România. Profesorul Sabin Luca ne pregătește surprize interesante, așa că dacă sunteți în trecere sau nu prin Sibiu zilele acestea, vă sfătuiesc să mergeți pentru că veți vedea una dintre cele mai frumoase colecții existente vreodată într-un muzeu din România. Prin urmare, bine am revenit într-o serie de emisiuni, domnule profesor Sabin Luca. Bună ziua, bine v-am găsit și trebuie să încep, chiar dacă acest lucru se va confunda cu o atitudine profesorală, sunt 300 de ani de la nașterea fondatorului Muzeului Bruckenthal, a Muzeului Național Bruckenthal de azi, a Muzeului Bruckenthal din momentul înființării, baronul Samuel von Bruckenthal. Deci sunt 300 de ani de la nașterea fondatorului și 204 ani de la momentul în care s-a deschis pentru prima dată pentru public acest muzeu, care este în centrul Europei cel mai vechi muzeu public. Asta e o informație absolut inedită. Este cel mai vechi muzeu din Europa? Nu, este cel mai vechi muzeu public din centrul Europei. Din centrul Europei. Și nu este inedită pentru că în 2017, când am aniversat 200 de ani, președinția României ne-a onorat muzeul cu ordinul de comandor și ca o recunoaștere a acestei vechimi, vechime întrecută, ca muzeu public vorbesc, nu ca muzee private. Muzeele private, multe din ele sunt mai vechi, nu? Să zicem Vaticanul sau altele. Dar ca muzeu public, este al treilea muzeu, din câte știm noi, din lume, după British Museum, care este, în fine, mai vechi cu aproximativ 50-60 de ani decât Muzeul Bruckenthal, și Louvre-ul, care este la rândul său mai vechi, cu aproximativ 25 de ani sau așa ceva. Dar e un lucru inedit și extrem de ciudat. Nu? Noi nu ne-am așteptat la așa ceva aici, dar iată, baronul Bruckenthal, baronul Samuel von Bruckenthal a înțeles bine codul napoleonian, partea civilă, nu, care a fost inițiată pe baza dreptului latin, care a preluat din dreptul grecesc, antic, nu, și astfel că
s-a inițiat codul civil napoleonian, pe care baronul l-a aplicat repede, da, și astfel că și-a făcut un testament atât de greu de atacat, încât nici familia, nimeni n-a reușit să îi distrugă ideea de a se naște un muzeu public din moștenirea domniei sale. Și iată că s-a născut în 1817, după un proces la Curtea de Apel din Berlin, care a dat în 1814 dreptul de a se înființa muzeul, care după 3 ani s-a înființat, s-a deschis pentru public, de fapt. Ce surprize frumoase pregătiți spectatorilor care vor veni zilele acestea la Muzeul Bruckenthal. Intenționez să ajung și eu, pentru că chiar este o destinație care nu trebuie ratată. Da, vă mulțumesc pentru gândul frumos. Acum noi căutăm să fim ca și orice muzeu care are de apărat deja o vechime, o poleală, dacă vreți, a istoriei, da? Și vom, în 25 iulie vom, spuneți dumneavoastră, deschide în Piața Mare orașului, pe latura Bisericii Catolice din Piața Mare, o expoziție care este făcută de un vechi angajat al muzeului, care trăiește de zeci de ani în Germania, Martin Riel, împreună cu noi, cu Muzeul Bruckenthal, și vernisarea publică a expoziției va fi la ora 1 în ziua de duminică, în 25, de la ora 9, tot în data de 25, muzeul va putea fi vizitat în mod gratuit, sigur, respectându-se muzeul, vorbesc de Palatul Bruckenthal, nu și celelalte sedii care vor fi închise, tocmai pentru ca Palatul Bruckenthal să fie în centrul atenției, locul construit de baronul Samuel von Bruckenthal, dar sigur respectând din nefericire regulile impuse de pandemie, cu grupuri, cu etc., dar toate lucrurile sunt publice și se pot vedea, iar în data de 26, când de fapt ar fi ziua înființării, începând cu ora 11, vor fi evenimente cu invitați, pentru că nu putem aglomera tocmai din cauza pandemiei amintite. Va fi deschisă o nouă expoziție în curtea întâi a muzeului, care mai apoi va fi vizitată de public în zilele următoare, o expoziție creată de comunitatea săsească, de comunitatea germană în general, de, spuneți, Direcția pentru Minorități din cadrul Guvernului României, de Ministerul Culturii, de Guvernul României, Ministerul Culturii, da? De asociații și fundații din România sau din Germania, care au drept scop promovarea culturii născute și datorită baronului Bruckenthal, și, sigur, și Muzeul Național Bruckenthal și aduce o contribuție, ca și maestrul Tomescu, care mai târziu, la ora 18, ne va delecta cu vioara Stradivariu și cu imensul său talent, într-un concert de vioară și pian. Și, sigur, mai sunt și alte evenimente care se organizează de părțile componente ale acestei aniversări multiple, de la FDGR, la, deci, spuneți, organismul politic al germanilor din România, până la Biserica Evanghelică CA Sibiu și o fundație Bruckenthal pentru, spuneți, valorile generale ale moștenirii Bruckenthal și multe alte evenimente care vor continua și în 27 și în 28. Sunt absolut vor avea specific. Da, sunt absolut convins că ați pregătit un eveniment absolut deosebit. Odată se întâmplă 300 de ani de Muzeul Bruckenthal, această mare aniversare, și cu siguranță ați pregătit
Așa ați pregătit surprize inedite. Trebuie să vă mărturisesc, repet, dacă nu aveți drum, faceți-vă drum să ajungeți la Muzeul Bruckenthal, veți rămâne cu amintiri plăcute și la rândul dumneavoastră veți recomanda Muzeul Bruckenthal pentru că este efectiv o destinație de vis. De fiecare dată mă duc și stau pe capul domnului profesor filmând acolo cele mai mici detalii. Trebuie să recunosc că pe lângă organizarea aceasta minuțioasă făcută de către domnul profesor Luca, subiectul totuși a emisiunii a fost una dintre cele mai mari descoperiri care se puteau face pe teritoriul României, pe autostrada Orăștiei, nu? În zona numită Cristian. O vom denumi Cristian 1 pentru că să putem face diferența cu celelalte șantiere arheologice. Aici, ca de fiecare dată, domnul profesor Sabin Luca ne surprinde cu lucruri absolut inedite. Aici avem probabil cea mai veche mască din Europa. Și n-ar fi asta subiectul central, dar este unul dintre motivele care te face să privești altfel viitorul. Să te încarci cu demnitate și cu oareșcare profunzime pentru a putea să te identifici ca un element cultural de bază aici, în centrul Europei. Haideți să revenim la această absolut frumoasă meserie numită arheologie și la șantierul de pe numit Cristian 1, domnul profesor. Acum, fiind Cristianul este o comună care se află în imediata apropiere a Sibiului, pe drumul spre Sebeș Alba, și eu am scris cândva împreună cu colegii de-ai mei repertoriul arheologic al județului Sibiu, iar la situl acesta de la Cristian am descoperit doar bibliografic, în fine, referiri, sigur foarte vechi, după 1800, referiri la o așezare care făcea parte din cultura eneolitică pe care o numim astăzi coțofeni și referiri la epoca romană și mai apoi la înființarea unuia dintre cele mai vechi situri, una dintre cele mai vechi localități ale colonizării săsești din primul val, se pare, aici la Cristian. Tocmai se pare că au și descoperit creștini aici, la fața locului, de-aia au și spus Cristian, cei care au reinițiat, dacă vreți, și au readus în texte, dacă vreți. Și vechea denumire, care ar fi fost vechea denumire înainte de Cristian? Nu avem de unde să știm. Era foarte interesant de aflat sonoritatea cuvântului. Nu avem de unde, că nu avem documente ca atare asupra acestei denumiri mai vechi. Dar nu ne așteptam efectiv ca pe ductul autostrăzii să descoperim decât aceste, eventual aceste resturi. Spre surprinderea noastră am descoperit și la o adâncime foarte mare. Doar mirosul ne-a dus acolo, cum să vă spun, experiența istoriei, pentru că altfel am fi lăsat-o efectiv fără să o vedem. Dacă. La ce adâncime a fost? Peste 2,60 m au început primele vestigii, da? Care au mers până cele adâncite, au mers la 5 metri liniștit, da? Și restul au fost undeva la 3 metri și jumătate, au început să existe, dar descoperirile acestea țineau de o epocă, eu ca culme, eu sunt arheolog neolitician, așa am pornit cu studiul epocii neolitice din studenție și culmea este o așezare a neoliticului foarte vechi, a primei colonizări în această zonă, când zona era, în fine, când locul era locuit de vânători mezolitici, vânători și culegători. Autohtoni, vânători, vă referiți la populația autohtonă. Acum, autohtoni,
Era imposibil să nu existe o populație autohtonă. Mezolitici umblau foarte mult și nu prea erau ei autohtoni nicăieri, ci umblau prin zonă. Zeci, sute erau vânători, vânătorul aleargă zilnic foarte mult, umblă, nu prea aveau decât colibe, deci locuiau puțin loc, puțin timp într-un loc. În același loc. Pe când neoliticii vin, ei încep să construiască de-a dreptul, cum vreți să le spuneți dumneavoastră, sate, localități, etc. Dar metru cu metru, ei venind dinspre Orient, într-o colonizare continuă care a durat, se pare, peste 800 de ani, între 600 și 800 de ani de la venirea primilor neolitici. Dar și ca să recunosc acest lucru, și culmea, într-un colț al săpăturii, am descoperit și o fântână romană, locuința romană n-am putut cerceta pentru că era în afara ductului autostrăzii, dar este una dintre puținele fântâni romane găsită in situ în Dacia și culmea că am și reușit să o datăm pe, dendrocronologie, da? Deci, pentru că trunchiurile de copac care alcătuiau fântână erau aproape întregi, dar erau puțin cioplite și s-a putut măsura vechimea lor, care este undeva la mijlocul, înainte de mijlocul secolului II, adică la 143, ne-au spus dendrocronologic. Dar ceea ce este extrem de important este acest sit neolitic de la Cristian I, care, dacă vedeți cartea editată sub egida Academiei Române la și a editurii Muzeului Național al Bucovinei din Suceava. E bine, această editare o puteți vedea atât la Muzeul Național Procontal, cât și la Muzeul Național al Bucovinei din Suceava, dar și pe mijloacele de... Bine ar fi să vedem și cartea, este Viața trăită sub zei. Un titlu absolut, cum să vă spun eu, enigmatic. Este, cum să vă spun, potrivit tipului de descoperiri de aici, pentru că această zonă a fost extrem de bine locuită în vremea cea mai veche neolitică, până la cunoașterea stațiunii de la Cristian I, se cunoștea foarte bine stațiunea de la Ogna Sibiului, o stațiune de la Miercurea Sibiului, încă o stațiune la Miercurea Sibiului 2, tot pe autostradă descoperită, e drept puțin după această stațiune, cea de la Cristian I, dar și multe alte stațiuni, pe Mureș, la Șeușa, la Limba, la Tărtăria, la Turdaș. Deci este o perioadă plină. Dar noi știam doar așezările, deci locurile în care locuiau cei care exploatau, de fapt, zona pentru a putea trăi. Ei bine, aici sunt trei orizonturi, toate trei sunt rituale în așezarea de la Cristian I, ceea ce ne-a sugerat faptul că ar fi una dintre zonele în care se exercită dreptul spiritual asupra tuturor acestor descoperiri. Deci aici stăteau preoții, preotesele, cum vreți numai, șamanii sau șamanii... Ne aflăm în plin matriarhat. Etc. Matriarhat, patrie, sunt denumiri care de multe ori au fost folosite mai mult. Sau sub egida Marii Zeițe Mame, teoretic este și practic este situată perioada. Și chiar vreau să intervin pentru că găsim totuși o logică și o explicație a acestui titlu superb, Viața trăită sub zei. Se găsesc
evident, așezări care arată într-un anumit fel, dar întotdeauna în această perioadă altarele sunt făcute cu o atenție deosebită. Prin urmare, de foarte multe ori, atenția asta deosebită acordată altarelor, sanctuarelor, te face să crezi că mai degrabă oamenii au trăit mai mult împreună cu zeii decât au trăit împreună unii cu alții. Din cauza asta, asta mi-a sugerat acest titlu superb, Viața trăită sub zei. De fiecare dată altarul este, și la România a rămas mai departe aceeași preocupare, altarul, biserica, sanctuarul este centrul comunității, centrul spiritual, uneori și economic, social al comunității. Este uimitor cum de fiecare dată altarul este, îi se dedică cea mai mare parte din resursele economice, financiare și din cauza asta probabil se descoperă cele mai bine conservate. E frumos, viața trăită sub zei. De aceea am și spus astfel cărții. De ce? Pentru că aici este un câmp de, cea mai veche descoperire, este un câmp de gropi în care și putem să dăm și fotografiile. Și în fine, o parte din instrumentarul de consacrare, iată aici vedeți ductul autostrăzii, da, cel cu roșu, da, mai departe, dacă vreți, iată modul în care s-a atacat situl, da, și la un moment dat puteți observa niște locuri mai largi săpate, acele locuri mai larg săpate adăpostesc de fapt cumulul de vestigii. Restul este, sunt doar câteva sute de metri pătrați acoperiți cu elementele ritualurilor, da. Mai departe vedem. Da, iată o parte a câmpului ritualic, vedeți, o parte a câmpului ritualic cu gropi și către noi este o refondare, dacă vreți, așa numită casa morților, am spus, unde apar și îngropări prin înhumare de schelete. Mai departe, iată un mic plan, dacă vreți, tot ceea ce este colorat și mai spre dreapta sunt elemente ale sanctuarului de gropi, cea mai veche alcătuire neolitică, iar în stânga, unde vedeți ceva ce este deja în fine încojoasă, sunt cele trei grupări cu morminte, se pare că este un mod de a părăsi ritualic zona acestui sanctuar de gropi, care are două faze, vedeți, o fază este cea cu culoare roșie, o fază este cea cu culoare și datarea verde, care timp, și ca datarea nu avem deocamdată la aceste două construcții datare, pentru că nu există oase în prima fundare, da, deci nu există niciun os, iar în a doua, cu oasele de oameni, acum le avem din cele trei grupări de morți, că sunt morți pereche, un adult și un tânăr în fiecare groapă cu înmormântare și am dat spre datare și sper să ajungă în vara aceasta rezultatele ca să vedem cum putem și ce datare putem să-i acordăm. Avem datări pe radiocarbon, pentru zona, o să vedeți, sanctuarul este și un sanctuar școală, unde sunt șase locuințe, una într-alta, fiecare având un alt rol și o să putem discuta. Funcție de inventarul lor, e clar, fiecare are un alt rol în cadrul acestei comunități, clar ritualice și nu funcționale. Deci aici doar se comunica cu, după opinia noastră, doar se comunica cu divinitatea, iar în toate așezările din jur se lucra, în fine, pentru comunitate, dar tot în strânsă comunicare cu comunitatea. Vă rog, mai dacă se poate, că după aceea revenim puțin. Da. Sigur. Aici deja vedeți o groapă dintre cele
din prim orizont, în orizontul ritual, vedeți că sunt vase întregi îngropate, este cea mai mare colecție de vase întregi ale primei faze de colonizare din Europa. Am avut șansa să dăm de ele la acea adâncime foarte mare, nefiind, de fapt, distruse de muncile agricole sau de locuințele mai târzii. Nu cred că e vorba de noroc, dar e vorba de niște superlative și e foarte bine că, uitați, în premieră le putem spune pentru ca oamenii să le cunoască. Sunt atât de multe superlative. Inițial, când vorbeam cu dumneavoastră și îmi spuneați, domnule, 99%, așa țin minte că îmi spuneați într-un documentar, din istoria noastră este necunoscută, trebuie să vă mărturisesc că nu că v-am privit cu scepticism, am zis, doamne, poate procentajul e greșit. Cu timpul mi-am dat seama câtă dreptate aveți. Câte superlative, câte lucruri minunate sunt de prezentat, avem de prezentat și cu toate astea, da. Haideți să continuăm ca să nu... Nu, da, bine, dacă am continuat cu ceea ce, pentru că e mult mai simplu, iată cam cum arată un vas care da seama că ele au fost întregi la prelevare, multe s-au desfăcut, au trebuit curățate, etc., mai apoi au trecut în proces de restaurare și au redevenit întregi. Noi căutăm tot timpul în conținutul vasului de pământ, care e de pământ de obicei, căutând fie resturi de carbon, de cărbune, mă scuzați, ca să putem să-l dăm la datat, fie resturi de oase să putem. Ei bine, niciun vas n-am dat de resturi, nici de cărbune, nici de oase. Deci n-am putut să le supunem. Probabil aveau alt conținut, lichide, sânge, apă. O să vedeți puțin mai departe. Da, haideți să mergem cu imaginile. Iată vasul după restaurare, în fine, apoi mergem iarăși mai departe. Așa, să ne spuneți mai ca să putem rula. Din nou mergem mai departe. Astea sunt vasele din complexul 14, da, cel pe care ne-am spus. Mai departe, vasul 3, iacătă, mai departe, vasul 4, mai departe, sunt de forme diferite. Aici un desen după vasul 3. Spuneți-mi, vă rog, exista cumva premizele apariției unei roțe a olarului? Nici gând. Erau făcute manual din... Există, sigur, un suport pe care se modelează, dar nici într-un caz nu are compoziția roții actuale a olarului. Nu, mă gândeam la o roată a olarului incipientă. Dacă ținem cont că... Spus, putem spune, da, a fost o roată a olarului, dar nimeni n-a găsit-o. Așa, evident, că da. Se pare abrupt. Haideți să mergem mai departe. Iar așa trecem de complexul, iată încă un complex care este, sunt și gropi goale, da? Mai departe. Sau din care s-a disipat. Și iată, groapa 58 este extrem de importantă, pentru că aici este o formă, e un mojar din lup, de fapt. În acest mojar s-a pisat substanță din care o să vedeți mai apoi s-a creat o vopsea mai departe. Așa. Această vopsea a fost descoperită în acest vas. Pe interior, până la jumătate, am văzut o cocleală neagră. Inițial am spus că este o cine știe ce rest, dar restul a fost și plus de asta și forma vasului este unică pentru următoarea mie de ani. Deci, în următoarea mie de ani, nu s-a descoperit niciun vas cu dublă alimentare. Cu o gură dublă. Această dublă alimentare pare a fi tocmai pentru ritualul de a crea o vopsea. Da? Deci adică era... Cele două elemente se combină și atunci se spune, uitați-vă, domnule, divinitatea acum a acționat și uitați ce a rezultat. Da? Mai mult de atât, acest vas, după 10 ani de uscare în depozit, și-a arătat pictura. Și este pictat, se pare, cu vopseaua care
a fost stocată în interior. Să mergem mai departe un pic. Pe care o prelucrase. Așa. Iată, vedeți? Aici se vede și în stânga și în dreapta o cocleală neagră. Vedeți? Până la jumătatea vasului. Ei bine, dacă n-am fi dat-o la analiză la Universitatea din Târgoviște, la unul dintre profesorii la care țin foarte bunul domnul profesor Marin Cârciumaru, în fine, n-am fi știut că este într-adevăr o vopsea, nu un produs, deci o vopsea fiind un amestec între elemente naturale. Vopsea evident pe baze naturale. Trebuie să vă mărturisesc că și eu am rămas uimit de vasul ăsta și evident am pus și eu întrebare. Unde și la ce putea fi folosit un vas cu asemenea construcție și mai ales făcut din ceramică? Și vreau să vă spun că evident fiecare cu meseria lui, mi s-a spus că un astfel de vas sau cu un astfel de tip de vas este folosit și astăzi în farmacie. Deci asta este foarte interesant. Și în industria chimică, chiar mi-a dat aici o denumire, deci vasele în forma literei U ca acesta se folosește pentru uscarea gazelor, pentru protejarea substanțelor împotriva unor agenți din aer, vapor din apă, dioxid de carbon, praf și așa mai departe. Este uimitor cum, uite, după 7000 de ani, un astfel de vas, încă un astfel de model, de tip de vas, încă se mai folosește. Dacă vă uitați pe partea inferioară de sub, veți vedea pe corpul vasului, veți vedea foarte fin niște linii, niște triunghiuri care au fost umplute cu o substanță închisă. Le avem ca să le avem ca fotografie? Nu știu. Da. Asta chiar nu mai știu. Dacă mi-a strimis. Dar am și publicat un articol care este extrem de... Pentru că v-am spus, după publicarea aceasta, am început să sesizăm că într-adevăr sunt resturi intenționate. Inițial am spus că sunt resturi de culoare închisă care pot să nu fie intenționat puse, dar v-am spus, după 10 ani de uscare în depozit, unde condițiile sunt identice de la zi la noapte sau peste an, da, a început să lucreze ceramica și ne-a destăinuit, în fine, faptul că este de fapt o pictură intenționată a peretelui. Da, au intenționalitate. Vreți să vedeți mai multe pe pagina www.brukenthalmuseum.ro, o să vedeți acolo și niște filmulețe. Nu, venim la muzeu, e mai cinstit așa. Da, nu, la muzeu nu se poate vedea că acest vas nu va fi niciodată expus. De ce? Pentru că își va pierde calitățile. Este cel mai și nu mi se poate găsi o formă de un bloc de plexiglas cumva, nu știu, mă gândesc în care... Trebuie să lucreze în microclimatul unde s-a obișnuit și trebuie urmărit tot timpul de conservatori, de restauratori, avem tot timpul echipe care... Dar se vede... Vă dați seama că e ușor frustrant, domnul profesor, să ai o asemenea bijuterie unică prin Europa și să nu poată vedea publicul larg. Cu atât mai mult cu cât, repet, se pare că nimic nu e nou pe pământ. Lucrurile pe care noi avem senzația că le descoperim prin farmacie, mă refer ca tehnologie, prin ca vase de utilizat prin industria chimică, se pare că nimic nu e nou, trebuie doar să putem vedea și putem să gândim ce se întâmpla acum, uite, 7000 de ani în urmă, unde un vas aparent ritualic și în care oricine ar putea să fabuleze fel de fel de povești de divinație, nu, era efectiv un vas cu un scop precis de fabricare probabil a unei vopsele. Este uimitor. Cât de practici și cât de pregătiți erau. Nu e probabil. Este analizată. Deci este cu buletin de analiză că este o vopsea, se știu elementele acolo. Adică nu e o joacă aici. Știu, de fiecare dată când se vorbește de preistorie, se vorbește un ușor ca așa, cu un ușor aer peorativ. Dom'le, vai de capul lor, erau la nivel de maimuțe. Ei nu, lucrurile stau cu totul altfel. Nivelul este identic cu cel de azi, ca să vedem... În fine, se vede prin vasul acesta. Așa. Încă mai există în zonele unde mai sunt triburi și mai sunt, hai să nu zicem triburi, unde mai sunt localități în care oamenii trăiesc ca în neolitic,
chiar dacă au tranzistorul la șold, da, dar au inclusiv armele, inclusiv hainele neoliticului, unde în astfel de vase prepară vopseaua și mai apoi își fac picturile de pe ei. Picturile folosite în caz de război, picturile folosite în caz de pace, picturile care, da? Deci efectiv se pictează, nu se tatuează ca astăzi. Da. Și sunt astfel de o mulțime de locuri ale lumii de astăzi, din Amazonia până în Noua Caledonie, dacă vreți, sau unde vreți noastră, până la aborigeni australieni. Sau, da, da, așa unde, este. Și astăzi există astfel de... Și chiar e foarte interesant, undeva prin zona Asiei, unde la fel eram într-un documentar cu echipă de la BBC, la fel într-o comunitate izolată, într-o arie de aceasta izolată, unde oamenii trăiau exact cum a spus, cu tranzistorul la picior, dar aveau, vânau mai departe cu săgeți făcute de ei și cu suriți făcute de ei. Aceste vase erau făcute exclusiv de către femei, care le modelau fără roata olarului, fără nimic, le modelau la mână, iar bărbații aveau năitul de a le vinde. Ei aveau datoria de a le vinde, le puneau pe anumite lotcă și se duceau să le vândă. Femeile le pictau, femei, și era efectiv o tradiție. Vreau să vă spun că bărbații nici măcar nu se atingeau în momentul în care din lut era construită un astfel de vas. Îl luau direct scos din cuptor, direct uscat, îl puneau cu mare grijă sub supravegherea femeilor în pelotcă, se duceau să le vândă. E uimitor cum au rămas și vreau să vă spun că întrebându-i, nici măcar prin cap nu l-a trecut vreodată că un bărbat ar putea să face chestia asta. Ei aveau cu vânătoare, aveau cu... Nu, aia era treaba femeilor. Este uimitor dacă stau și mă gândesc că există o probabilitate ca acest vas unicat pe care l-ați descoperit dumneavoastră să fie făcut efectiv de către o femeie, pentru că destinația era clară. Pentru neoliticul foarte vechi, atât în Orient, de unde vine neoliticul foarte vechi, cât și aici, dacă ați urmărit formele vaselor, că ați văzut câteva, de alea am și arătat, toate sunt extrem de bombate în zona burții, da? Da. Și această caracteristică a fost pusă încă de acum peste 100 de ani de arheologi pe seama faptului că imită trupul femeii. O anumită formă de graviditate sau... Da, nu graviditate, de forma femeii, pentru că femeia era relativ, se pare, ca ocupații, era relativ mai statică. Ea și era mai rubensiană, să spunem așa. Și bărbatul mai vâna, mai alerga, mai una alta, etc. Iar vedeți că această modă rubensiană, dacă vreți, așa, scrie de grubul, și în Banatul în care m-am născut, se spunea, nu, albă, grasă și frumoasă, trebuie, da, să asta spui soția. Deci asta e în folclorul de azi sau de ieri, în fine, în apropierea noastră. Dar ce vreau să vă trag atenția, de ce am și spus viața trăită sub zei? De ce? Pentru că am asemuit cu viața noastră. În ce sens? Pe aici avem trei tipuri de raportare spirituală. Și anume, câmpul de gropi în care se ascund lucrurile valoroase pentru comunitate și astăzi lucrurile valoroase pentru familie se ascund. Și culmea, de multe ori în îngropare. Și de multe ori în fundul curții. Așa nu e. Sub casă. Da. Apoi, locul sacru în care omul se odihnește, cimitirul, sunt acele grupuri de înhumați. Aici, în sit, este așa numită casa morților, cum i-am spus. Și sanctuarul în sine, care este acea locuință cu 6 încăperi. Și a șaptea este ce? Pe a șaptea este fix altarul, să vezi mai departe, cu elementele constitutive ale altarului și având divinitățile epocii. Să dăm fotografiile. O să vedeți mai departe. Deci, vedeți, această mică așezare arată mai departe. Iată-l, e desenul. Iată elemente care se spunea în istoriografie în ultimii 150 de ani, că ar fi resturi de plase de pescuit. De pescuit. Bine,
Vreau să vă spun că nu cred în acest lucru, cred mai degrabă că sunt așa numitele prinzători ale acoperișului. Să vedeți, aici s-au descoperit sute de astfel de piese în acest sit, pentru că l-am săpat integral și am avut și noroc. Da? În alte situri din Orient până aici s-au găsit una, două, trei, deci, pentru că, în fine, noi am avut norocul de a da de acest sit neatins de nimeni din momentul plecării de acolo. Deci e ceva incredibil, foarte rar se întâmplă acest. Și erau greutăți, acoperișul caselor făcut fiind din ce? O să vedeți mai departe propunerea de... Da, haideți mai departe cu fotografiile. Aici vedeți cele trei grupaje, da? În partea de jos, adică așa cu roșu, da, vedeți, da. Sanctuarul de gropi, da? În partea, să zicem, puțin mai de sus a sanctuarului de gropi este Casa Morților și mai sus vedeți cele șase gropi care alcătuiesc sanctuarul, în fine, sanctuar, în care avem mai multe elemente. Într-una dintre gropi este, dacă vreți, o fabrică, între ghilimele, de producere a uneltelor din silex, local aici. Apoi este o altă fabrică, dacă vreți, pentru ceramică. În acea groapă s-au găsit numai puțin de peste 20.000 de fragmente de ceramică disparate toate. Deci se pare că resturile din tehnologia de a crea vase au fost depozitate aici doar ca să fie un loc al resturilor. Da? Lângă, v-am spus, locul de creare a uneltelor. Timpul trece, haideți să mergem, să ajungem și la mască. Mască, ajungem. Da, pentru mască, că timpul trece și... Masca așa. Este, iată aici cum arată, vedeți dumneavoastră, Casa Morților și elementele celelalte, da? Da. De gropi, poftiți mai departe. Cu amănunte, da, vedeți aici o locuință, da, cum arată, da, care este alcătuită din acele gropi. Și iată reconstituirea propusă la una dintre părțile locuinței, vedeți? Da. Este rotunjită, da, vedeți, aceste locuințe sunt, de fapt, din Orient, da? Și cele descoperite noi, ca formă și ca tot, sunt identice, cu o excepție. Nu au pereții din piatră. În Orient au pereții căptușiți cu piatră și extrem de multe pietre. Dar am... Și la noi aceste... cu ce era? Cu lemn? Pentru că la noi exista lemn, nu? La noi era cu lemn și era cu piatră era doar... Erau acele elemente de piatră care legau acoperișul din stuf. Știți? Așa. În Orient. Iată cum propunem noi la Cristian 1, complexul 40, de cel care este sanctuarul de gropi. Deci asta este reconstituirea. Acum, dacă vedeți la acoperișuri, veți vedea niște dungi așa și niște cum au fost folosite pietre pentru a ține acoperișul să nu fie luat de vânturi. Da? Pentru că numai așa se explică multitudinea. Și aici vedeți câteva din gropi separate, da? Cu propunerea și în partea de jos, dreapta, vedeți cum vedem, cum propunem să fie piesele de prindere ale acoperișului, da? Acele, vedeți o altă propunere, au o altă locuință de acest fel din... Din câte știu eu, la noi s-au păstrat... Piesele, deci sunt asemănătoare cu bordeile oltenești și cu foarte multe din bordeile... Vedeți, istoriografia occidentală nu recunoaște existența bordeiului, pentru că la ei, inclusiv în neolitic, bine, mult mai târziu decât la noi a început neoliticul, dar inclusiv în neolitic ei au locuințe de suprafață. Dacă ar fi căutat să sape în lăsul de acolo sau în solul de acolo, locuința s-ar fi inundat la prima ploaie, pentru că lăsul nu permite scurgerea apelor. Corect. Dar să mergem mai departe, da, cu, iată, piese, din nou piese. Vedeți aici, o, dacă vreți, o propunere, da,
sunt locuința unul la urmă, când este părăsită, se pare că s-au făcut și niște sacrificii umane, pentru că am descoperit resturi disparate de oase umane puse pe dărâmătură. Da? Da. Iată, vedeți cum arată depunerea de resturi mai departe. Da, și piese, vedeți, noastră de lemn. Din lemn fosil. Da? Da? Apoi alte tipuri de unelte din piatră, zdrobitoare și așa mai departe. Și mai departe. Și aici vedeți din lustruitoare pe care există vopsea roșie. Deci se pare că această vopsea roșie vine din peretele ars la roșu al vasului. Deci nu este de fapt, dar n-am putut face analize pe, și atunci vorbesc prea mult. Dar este clar un roșu pus pe, sau venit din cauza folosirii lustruitorului pentru rezolvarea, eu știu, frumuseții fețelor exterioare ale vasului. Da. Da. Iată, zdrobitoare, din nou urme de vopsea. Deci e clar că s-a folosit mult vopsea, acea vopsea mare, roșie. Vopsea roșie, dar toate acestea pentru, cel mai mult se pare pentru ornamentarea trupului uman. Da? Pentru că pe vas, v-am spus, doar pe, iată, forme de vase, vedeți că... Tipologie de buze de vas. Da, vedeți tipologia, cele roșii sunt cele găsite aici, restul sunt găsite în situri mai târzii, dar tot aparținând, nevoie și funduri de vase, tipuri de funduri de vase. Păi mai departe, iată, tipuri de apucători, da, de mânere. Fie perforate, da, de vase, iarăși, da, unele perforate, altele nu. Apoi ornamente pe vas, dar aici sunt deja, e o perioadă puțin mai îndelungată, da. Poftiți? Doar tot pentru cultura aceasta, care a durat aproape 1000. E, și iată, statuete, bovidee din lut, da, care au fost piese ale sanctuarului, da, pe care am găsit pe masa de cult. Am găsit, erau obiecte 10 cultice. 10 astfel de, este cea mai mare descoperire la un loc de astfel de bovidee făcută în România. Iată, și erau obiecte cultice sau cu rol cultic. Clar erau folosite. Tăuraș din lut. Bine, ei descoperiți sau picioarele, etc., capul, fragmente. Și mai departe s-au epuizat, dar trupul a rămas, dacă vreți, viu, da? Iată, altărașele, spunem noi, de fapt, par a fi o paiță, da? În care se făcea lumină în, cu ajutorul care se făcea lumină în interiorul închis al sanctuarului. Da? O lumină, vă dați seama, firavă, dar... difuză, da. În fine, dar aptă, pentru, iată, un desen a unui astfel de paiț. Da. Toate sunt resturi. Deci e clar că acestea au fost toate sparte, o greutate sau mărgea, dacă vreți, din lut. Mai departe. O... iată, este alt tip, rondelă de lut, mai departe, din vas, deci dintr-un perete de vas. Și acesta este un extraordinar fragment pe care se vede pe fața din stânga și pe fața din dreapta, se vede clar un animal realizat prin puncte, da? Cu niște puncte mai adânci. Ei bine, sunt fix locurile de vânare, sub piciorul din spate, unde este un loc foarte bine irigat. Unde trebuia să fie lovit animalul pentru a fi... Săgeata sau suluța, da. Omor, da. La coamă, unde clar și raspinări și nu mai poate merge. E, și o statuetă, un cap, de fapt, realizat după o modă a mezoliticului, a perioadei vechi, da? Se pare că acest, mai înapoi, vă rog, că este o piesă atât de importantă încât înapoi, în lumea nu există. Așa?
Deci astfel de piese nu mai există în România, ele sunt caracteristice mezoliticului de la Lepenski Vir din Clisura Dunării și neoliticului vechi și mezoliticului din Anatolia și din Semiluna Roditoare. Este găsită în sanctuarul de gropi. Cu ea, la plecare, s-a pecetuit din nou sanctuarul peste acele resturi de trup uman care vi le-am arătat anterior. Și era o formă de sigiliu, adică o formă de protecție. Da, întotdeauna se sigilează, cum și astăzi se sigilează. Asta chiar vreau să vă spun, că văzând toate aceste obiecte, dacă le spunem că sunt acum 7.000 de ani în urmă, e într-adevăr uimitor, dar pe ele le găsim, același tip de obiecte le găsim și acum la casele țărănești și acum 100 de ani în urmă. Vase asemănătoare, greutăți de lut, greutăți de piatră. Fundarea e o ritualică. Continuitate uimitoare. Se pare că nimic nu s-a schimbat. Eu doresc să vă spun că neoliticul este de fapt o civilizație a începutului agriculturii și a domesticirii animalelor. E știut acest lucru, da? E cunoscut de peste 100 de ani teoretic. Dar nimeni nu se gândește că noi astăzi suntem agricultori și crescători de animale. Doar cu o tehnologie mai bună. Nu știu dacă nu fi chiar mai rea. Da? Nu va fi mai rea. Haideți să revenim la imagini și să ajungem la acea uimitoare iată mască. Iată din nou Bovidee, da. Din nou se închină la Bos Primigenius de atunci, pe care în cel mai bun caz îl vânau. Că și astăzi este totuși domesticirea asta animalului este vie încă, da? În fine, e o părere a unui istoric, nu? Iată, alte obiecte, eu știu, de ornament, și iată aici vedeți casa morților. Vedeți în partea de jos, da, și sus în stânga sunt mormintele duble, iar într-un loc acolo scrie, nu, masca. Deci și asta a fost părăsită, și această casă a fost acoperită în mod ritualic de cei care au părăsit-o și peste această acoperire s-a așezat un strat de oase sub acea mască, sub acel cap, da? Masca din ceramică, da? S-au așezat oasele, se pare, care țineau de de masa ritualică de la părăsire, da? A fost și datat. Fel de pomenire, sau cum e la noi acum. Aceste oase au fost datate, sunt datate în jurul înainte puțin de 7000 BP, by present. Deci, da? În jurul 7000 sunt datate și au fost sigilate, dacă vreți, cu acea mască, care ați văzut-o pe copertă și o vedem și în continuare, da. Acea mască care stătea cu fața în sus. Din nou, aduceți-vă aminte cum sigilăm și noi anumite lucruri care vrem să țină, cum se pune moneta, da. Dacă se pune cu desenul în sus sau cu valoarea în sus și mai departe. Aici se vede. Cum se pune icoana pe piept, da. Da, și icoana, da. Și iată aici vedeți zona aceea care, așa mai departe. În fine, un grupaj totdeauna a fost un adult și un tânăr. Vedeți, în poziții total nefirești pentru noi astăzi, dar ăsta este momentul. Da? În, din nou, poziții de adorantă. Da. Da? Cea pe persoana matură. Iar persoana mai tânără, întotdeauna în poziția fetală, în poziția nașterii. Mai departe. Uimitor. Ia, uitați-vă și aici, la fel, acest grupaj l-am văzut anterior, da? Îl ține în brațe, unul pe celălalt, da? Mai departe, iată încă unul, vedeți, în poziția dorantă și mai la stânga, în cealaltă poziție. Aici vedeți zona aceea pe care au oasele și pe care era masca și mai departe, așa. Vedem masca desenată și mai departe o vedem fotografia ta, dacă nu mă înșel.
alte elemente de ceramică, toate cu substanță ritualică, pentru că toate sunt sparte intenționat și doar părți din vase. N-am găsit niciun vas întreg ornamentat. Iată tot. Așa, haideți să ne oprim asupra acestei... În câte vedeți, este în mod cert, cum spun, bine, îmi cer scuze celor care, deci nu vreau să supăr pe nimeni, dar are atribute asiatice, vedeți pomeții obrazului, vedeți ochii trași, vedeți nasul, vedeți, deci efectiv are elementele clare. Bine, acum vedeți că e de mici dimensiuni, fiindcă a fost parte a unui vas, a gâtului unui vas, de fapt, și la momentul la care au părăsit, au decupat efectiv masca în sine și ca să apere cum ar fi plecarea. Era cumva reprezentarea unei divinități, era reprezentarea unui preot. Cam ce rol ar avea ea sau de unde provine ea? Păi, ea nu poate decât să apere după cum a fost pusă. În rest... Restul sunt povești și cum nu avem izvoare scrise, eu nu mă aventurez în speculații de acest fel. Ceea ce este important este că există. Ceea ce este important este că lansează pentru întreaga comunitate academică o provocare. E clar că nu este unica mască de acest moment, pentru că mai târziu există astfel de măști, le-am descoperit și eu am descoperit astfel de personaje cu măști, dar și alți colegi, dar la vechimea aceasta, în jur de 7000 BP, înainte de prezent, da? E bine, la acest moment nu există nici în Orient o descoperire de acest fel. Este uimitor pentru că ne putem afla în fața unei divinități neolitice care probabil avea un nume, care probabil îi se consacrase un ritual, o liturghie și evident, cum a spus dumneavoastră, este foarte greu de definit ceva, dar imaginația noastră poate să pornească și să-și facă treaba, pentru că la urma urmei, dacă el avea rol de a sigila un mormânt, și dacă mergem pe principiul că foarte puține lucruri s-au schimbat fundamental și mă refer la cele de profunzime până în zilele noastre, același gest, același tip de obiect se pune și în cazul ritualurilor funerare la noi, numai că de data aceasta este o icoană, o cruce, care la fel are reprezentare pe ea. Și ce reprezintă? O divinitate. Dacă logica funcționează, într-adevăr ar putea să fie o divinitate. În mod ciudat, să nu spun ironic, ea este asiatică în această situație. Uitați-vă la... Nu eu am... Deci, inițial, poți să presupui că stă cu ochii mijiți, dar... Nu se știe. Clar că din acea zonă vine neoliticul. Nu se naște aici. Deci vine în pași succesivi. V-am spus, cam între 600 și 800 de ani durează comunicarea. Spuneți, nu comunicarea, ci... durează această acoperire a spațiului. Contopire, așa, cu locuitorii de aici. Venire continuă și venirea aceasta continuă înseamnă și o acomodare a cultului. Că de aceea durează mult. Pentru că e clar că discuția între cele două mari ramuri, cea mai veche de origine paleolitică, nu mezolitice, și cea mai nouă de origine neolitică, această discuție poate că are uneori și părți contondente. Da. Dar de cele mai multe ori lasă această luptă directă pe seama divinităților proprii. Cum să vă spun? Vedeți și astăzi cum se lucrează în biserică. Vedeți și astăzi cum colaborăm și comunicăm cu reprezentanții divinității, dar și cu divinitatea în sine. Ori toate aceste gesturi sunt efectiv, de multe ori, identice. Doar că noi avem nostalgia faptului că, fiind mai noi, suntem mai buni sau mai frumoși sau mai deștepți. E bine, asta doar Dumnezeu poate să ne spună în mod direct și doar personal.
Ne apropiem de finalul acestei primei părți dedicate șantierului de la Cristian, cu această superbă descoperire, acest unicat, această mască și cu un nume care ne va răsuna, un nume de carte care ne va răsuna mereu în ochi, în urechi, Viața trăită sub zei. Văzând această mască, revin la o idee des întâlnită. De foarte multe ori, cel puțin personal, am senzația că oamenii au trăit mai mult împreună cu zeii decât împreună unii cu alții. Au avut mereu nevoia de a comunica cu zeii, probabil pentru a-și asigura oareșcare siguranță, dar mai ales pentru a avea curajul de a privi în viitor. Și săptămâna viitoare, alături de eruditul profesor Sabin Adrian Luca, vom continua dezvăluirile din situl arheologic de la Cristian, dar îl vom lăsa să se ocupe această săptămână de această superbă aniversare, 300 de ani Bruckenthal, și la fel ca mai înainte, sfătuiesc pe toată lumea să își găsească drum, să viziteze și să se bucure din plin de această aniversare și de un muzeu, cum rar ori se găsește în România, un muzeu la nivel european, Muzeul Național Bruckenthal. Domnule profesor, vă mulțumesc mult pentru acest prim episod. Ne vedem săptămâna viitoare, pentru că știu că mai aveți secrete importante de a ne dezvălui despre acest sit arheologic de la Cristian, a căror enigme cu siguranță vor veni și după noi. Da, vă mulțumesc și eu și... Toate cele bune pe săptămâna viitoare! Doamne!